E un moment magic cu doctorița Plușica de la Disney Junior. Prietenii se joacă de-a pirații, iar Chili își pierde plușul. Ce poate face doctorița? Ei, am rezultatele testelor! Pierderea plușului ți-a afectat săriturile și dansul, ceea ce înseamnă că dispariția plușificată e cam severă. Ai pierdut mult pluș. Spune-mi sincer, Plușica, o să mai fiu vreodată pufos? Sigur că da! Dar dacă plușul a dispărut, va trebui să-l înlocuim cu altceva. Și am soluția perfectă! Cu ghemotoacele de vată? O să te umflăm la loc până o să fii mai rotofei decât un porcușor mistreț! Dar eu aveam un plus special ca fulgii de zăpadă înainte, nu vată! Poate că nu va mai fi la fel ca plușul cel vechi, dar și cu vata asta vei fi pufos ca la început! Bobby? S-a întâmplat ceva? Sunt un om de zăpadă și oamenii de zăpadă sunt făcuți din burger, nu din bile de vată! Dar ești jucărie, ai uitat? Nu ești făcut cu adevărat din zăpadă? Dacă Plușica pune bile de vată în mine, o să mai fiu om de zăpadă? Sau o să mă transform în om de vată? Vrei să te iau în brațe? Mereu vreau asta, hă? Dar stai! Dacă am bile de vată în mine, înseamnă că nu-mi mai plac îmbrățișările? Vreau să-mi placă în continuare! Vreau să fiu tot eu! Cred că e grozav să fiu umplut cu bile de vată! Și singurul lucru diferit e că vei fi mai pufos decât înainte. Presupun că n-o să fie chiar așa rău până la urmă. Bine, Plușica, bine de vată! Întâi mă întrebam care sunt lucrurile tale preferate. Lucruri care te fac să fii tu. Păi, să vedem. Îmi plac multe lucruri, ca zilele cu zăpadă, controlul, jachetele pufoase în brațe la oița, felul în care Heli face mereu loc în program pentru mine, când jucăm omul de zăpadă incredibil și eu sunt omul de zăpadă. Am spus despre controle? Cred că ai spus de ele. Acum, îți mai plac zilele cu zăpadă? Da, sigur că da, Plușica. De ce nu? Pentru că ești plin de ghemotoace de vată, dragul nostru prieten. Cum? Dar arăt tot ca mine. Și mă simt ca mine. Și chiar miros tot ca mine. Sunt tot eu, e grozav! Mă simt bine, mult mai bine. Mulțumesc, Plușico, chiar nimic nu mai am. Tu ești minunată, iar eu dintr-o dată ca nou. Că mă simt bine, mult mai bine din nou. Ce-ai zice să ne întoarcem la jocul nostru? Da! Chili nu trebuia să-și facă griji. Cu ajutorul doctoriței, el și-a recăpătat pofta de joacă și a primit o umplutură nouă minunată. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați doctorița Plușica la Disney Junior!